cosim cu coasa și facem până la vite. Așa. Nu cu cosătoare, manual. Și că nu merge lut în pân. Și pe vreme bună, când e sezonul. Că nu totdeauna e sezonul. Când e sezonul, cota întâi. Dar ce urmări? Soarele, luna, stelele? Ce? Pă... Cum vă dați seama? După anotimpuri, după stele, după lună, după cum s-o orientat. Da, mă, ăștia nu mai știu. Nu mai știu. Nu mai știu. De mult. Și lucrul câmpului, când se începe, în funcție de ce? Când era lună plină, lună... Lucrul câmpului, cartofii se pun pe lună plină, vâsul se pune pe lună plină și acele numai, dar asta iarba și până este să... După cum mere vremea, în timpul. Când e vreme bună, când e... Știi? Nu, no, dar și... Este la alte au sezon. O văsul pe lună veche să seamănă în pământ, că pe lună nouă tot în stică, știi, tot de vară. Cartoful tot pe lună veche se pune în pământ. Primăvară, de exemplu, nou. Apoi este lucrări pe parcursul anului, când se ptică, că, de exemplu, vara de două săptămâni plouă întâlnesc cu fânul. Știi ce zic? Da. Și cum vă dați seama noaptea după stele, cum va fi vremea sau cerul? Când de stelele pe cer, la, de nu astăzi pe mâini plouă. Stelele când apar pe cer desă, spre ploaie, când zărare, spre vreme bună. No, să trăiți. De parcă o facem. Noi. Am zis. No, și apoi când... De astea s-au orientat bătrânii. Așa. Dar mă, astăzi nu mai, nimeni nu mai ține cont de mai ține că noi, mâine la altul, ne ducem aici bătrâni și ăștia la altul, nu mai ține aici după radio, după televiziune, după astea. Bă, pe mâini plouă, știi? A? Oricândva nu fădeasă. Oricând nu fădeasă. Bă, pe mâini plouă, luat în spate. Ah, moșul nebun, a fost moșul acolo, deasupra, facem cu oile, el a cosit, nu am făcut cu oile, moșul nebun. Păi când am fost acolo pe zvora, păi ne-o plouă de... No, de unde știu, dar no, de unde știu? No. No, cam atât, dar zică, nu, pe scurt, nu pot... Dacă ar fi, știi, să facem o istorie, trebuie, dar aici nu poți greisi aceea, știi? No. Am înțeles, cu luna, fazele lunii și așa și... Da. Și întotdeauna a fost, cum să zic, s-o adeverit tot ce... Deci da. Niciodată nu ne-ați dat greș în... În greș, nu. Cu... Deci de-a lungul timpului. Poate de-a lungul timpului, peste... De-a lungul anilor, știi, că nu, au bătrânii știut în... După ce trece de la 2 april seara de ovăz, după ce din 5-6 de piciu, de cartofi, de că am zis piciu, da. De cartofi, după ce de mălaie, că se mâna și mălaie atunci, dar nu mai seamănă nimic, am... No, și după cum mă mărșar mostea, că azi, în primăvara asta am zis, am mărs seara la 1 april, o să știu, până bun că mărs seara la 1 april. Am arat atunci așa, pe vreme bună, așa că am pus picioci. După aceea, la vreo 3 zile, o dat ploaie și 2 săptămâni au stat plugul în colearnă, cum se zice, știi, no, în o gradă, în o col, no. Ce am văzut mai întâi? Dumneavoastră cunoașteți configurațiile de pe cer, stele, carul mare, carul mic, ați auzit? Auzit, dar dacă se ia colțile așteptate, așa cum se zice? Da? Numai noaptea. Știu, dar noaptea, că le cunoașteți da. Care... Cum să nu? Sunt de dare. Patru și stelele. Și dare. Carul lui Traian, tot zis bătrânii. Așa? Da. Carul lui Traian, ce frumos. Dar de unde oare? De unde vine carul lui Traian? Provine din... Că au zis că... O pus buie la carul cu paiele. Așa. Și s-a întâlnit cu o, bă, nu știu ce, bă, din, știi, ca cum ar zice, ori vreau Dumnezeu, ori nu, eu tămă duc cu boinii, știi? Și odată în vânt și pe când au, ca cum ai mea până acolo, știi, să mergi. Pe când a focul, a rămas numai carul și roțele, paile, tătile au
mâna vântul și așa, de atunci au rămas lumina pe cer și de atunci sunt numit Carolul Troian. Nu aveți simte găinușa, să zic așa, și trebuie să stele și să fac ciocorșa pe cele, de aici, de sară de aici și mărge așa, nici când l-ai văzut acolo să știi că ziua. Și după aceea se orientează. Dar cum e zis, găinușa? Găinușa, da, zbog 5-6 stele așa la o la altă cioportă, zic că așa, un cioporaș așa când, dacă a stii noaptea și când e înserenat, nu, și apoi după aceea se orientează. S-au orientat bătrânii, nu noi am că noi avem ceasuri, avem, dar atunci nu au avut, fac cocoșul și semnele păceri. Luceafănul de zi, luceafănul de mnează noapte. No. Și prin funcție cum se mișcau știau când se face zi? Da, când era la mnează, luceafănul am că mnează noapte. Când era la sfințit, nu am nu-i mult până la zi. No. Ajopo! No, abbiamo. No, hai copatu tutto. Ti ero più che io, ma. Ion Stiopule. Stiopu Ion. Atit. Stiopu Ion. Da. Mulțumim mult de tot. Să fiți sănătos.